Cea mai populară fată din școală este colega mea și mă obligă să stau la școală. Oudu, hutinașilor, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Astăzi trebuie să scăpăm din școala în care ne ține închiși cea mai populară colegă de la noi din clasă. Așadar, haideți să înceapă nebunia. O să-i dau pe play și dacă nu ați observat, colega este chiar în fața mea și se numește Carly. Ce ne-ai pregătit, colega? Oh, nu, mama mia, ce ciudat arată această școală. Și aparent avem acum aici un profesor care îmi spune că trebuie să mă duc în față în clasa de matematică. Mamă, nu vreau mate! Oh, nu, ia uitați-o pe colega! Ce nervoasă este! De ce ești atât de nervoasă, Carly? Adică ești populară și vrei să ne ții pe toți în școală? Serios, ia să vedem dacă putem să fugim. Aparent pe aici ar trebui să pot să fug, dar hopa, ci că se pare că această colegă, Carly, s-a supărat rău de tot și trebuie să fug rapid pe aici. Ia uite-o! A apărut așa dintr-o dată pe ecranul meu. Mamă, deci trebuie să sar peste creioadele astea și să reușesc să trec mai departe. Am reușit! Ia să vedem ce se întâmplă aici. A, trebuie să sar și trebuie să nu atingă această culoare de pe jos. Ok, cred că o să mă descurc la treaba asta. Ceva de genul ăsta, după care ar trebui să sar pe aici. Și acum așa. Wow, am reușit, am trecut. Mamă, ce creepy e aici, bro. Și ce trebuie să fac? Oh, oh, no. M-a prins colega. Mamă, deci cred că pot să înaintez doar când este lumina stinsă sau când e aprinsă, gen. Băi, deci nu pot efectiv să merg deloc. What? Deci nu pot să mă mișc. Păi și cum ar trebui să trec? Poate ar trebui să sar, de exemplu, ceva de genul ăsta. Da, bă, stai, a funcționat. Ok, ok, deci cred că trebuie să sar, gen. Mama mia, cât de înfricoșător e. Deci nici măcar nu-mi dau seama dacă trebuie să sar când e întuneric sau când este lumină. Sincer să fiu. Ok, poate dacă mă duc pe aici. Am reușit să trec. Ok, mamă. Deci cred că nu trebuia să stau unde era lumina aceea. În fine, am plecat, colega. Și că, oh nu, Carly a pus o vrajă pe foarfece sau la ce se referă? Ok, da bă, uite foarfecele, mamă. Deci trebuie să am grijă să nu mă pălească foarfecele. Wow, sunt niște foarfece uriașe. Mama mia, oh no, nici nu mi-am dat seama că mai ies foarfece și de acolo. Serios, mamă, stai așa că trebuie să fiu mai atent acum. Deci, op, am trecut, bun, avem foarfece aici și mai avem încă un rând mai încolo. Băi, efectiv nu am fost atent la rândul acesta. Am crezut că am gătat și zbeng, dintr-o dată m-au pălit foarfecele. Și acum domnul profesor ne spune că trebuie să mergem prin gaura de aerisire și trebuie să trec prin asta, presupun. Oh, no! Mamă, e destul de greu să treci pe aici. Ok, și nu cred că pot să trec prin partea aia, dar cred că pe aici aș putea să trec cel mai repede. Da, deci trebuie efectiv doar să merg în față. Bun, nu trebuia să sar, asta era toată șmecheria. Iar a pus o vrajă. Da, băi, aici trebuie să alegem culoarea. O să merg pe verde. Oh, am murit instant. Serios, deci dacă atingi foarfeca care nu trebuie, te-ai dus, frate. Deci nu e nici albastră. Am înțeles, am înțeles. Deci este foarfeca mov roz. Op, op, am reușit să trec. Acum cred că e verdele. Da, bă, ăla-i. Și am reușit să
trec și peste acest stadiu. Am ajuns în sala de sport și îmi zice domnul profesor, trebuie să sari pe mingile de basket ca să reușești să scapi. Wow, am reușit, frate, ăla-i. Bine. Și hai să vedem cine așteaptă după această ușă. Ce? Ne spune că e udă podeaua? Mamă, aici cred că trebuia să fie baia în stânga, că avem acolo semnul, însă s-a întâmplat ceva. Nu știu, s-a spart podeaua și avem hârtie igienică, WC-ul pe aici, oh nu, oh nu, băi, am atins apa, mamă, deci trebuie să fii foarte atent să nu atingi apa. Hai că mă concentrez de data asta, o să sar acum pe hârtie, după care zbeng aici pe WC-ul, după care sar aici și op, op, am reușit. Din nou trebuie să mergem pe hârtie igienică, apoi aici, apoi aici și după aia zbeng, am reușit din nou. Băi, este un drum destul de lung dacă stai să te gândești. Op, op, am ajuns și aici, după care mai avem încă o hârtie, încă un WC-ul și cred că am reușit să supraviețuim. Hai să mergem la bibliotecă, băi. Ia uite, suntem în biblioteca lui Carly. Mamă, și aparent aici a pus niște vrăji, Carly, o putem observa acolo. A pus niște vrăji și vrea să ne dea bucata. Cred că trebuie să ajung aici, la cartea asta. Holy mama, de ce e atât de supărată, Carly? Wow, mă pun puțin pe cartea asta la altă. Băi, nu știu dacă trebuie să fac ceva, dar cred că o să mă urmărească și o să-mi dea bucata. Ia să o văd puțin de la apropiere. Mamă, Carly, de ce ești atât de supărată? Ok, aparent nu are neapărat treabă cu mine, dar nu înțeleg de ce sunt puse cărțile astea pe jos. Ar trebui să găsim și o cheie și nu știu care ar putea fi cheia. Cheia oare o să fie de la ușa asta? Ah, ok, ok, cred că doar trebuia să trec pe acolo. Mamă, și acum trebuie să scap de cărțile astea, să nu mă atingă și zbeng. Dacă am trecut, am reușit să ajung mai departe. Boi, credeam că trebuie să găsesc o cheie sau ceva, dar am găsit ușa și am reușit să scap. Momo, ce-i cu chestiile astea prin podea? Oare trebuie să mă duc pe ușa asta? Da, băi, da, și sunt aici niște lasere. Mamă, ce că sunt niște cabluri, dar par mai degrabă niște lasere. Op, 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 am reușit să trec de ele. Hai să vedem ce ne așteaptă în următoarea cameră. Avem niște creioane din nou pe care trebuie să mergem. După care avem o riglă ruptă și avem niște gume de șters. Și am reușit să ajungem aici. Ne spune domnul profesor să intrăm din nou în gaura de aerisire. Așadar, hai să facem asta pentru că trebuie să scăpăm de cea mai populară colegă. Hopa, și trebuie să ne luptăm acum cu ea? Stai, ce frate? Băi, deci nu pot să cred asta. Deci trebuie să ne luptăm cu colega, băi. Și vine colega? Unde e colega? Unde e colega? Mi-am luat sabia. Bă, trebuie să dau cu sabia? Ok. Cred că trebuie să mă duc tot în față. Mamă, nu mi-a apărut colega să mă lupt cu ea. Foarte, foarte ciudat. Nu știu ce să zic. Ok, trebuie să mergem pe aici aparent și poate o să ne luptăm cu ea mai târziu. Cine știe. Hai să vedem, așteptăm să treacă fumul. Oh, credeam că o să treacă și am mers puțin în față. Și nu știu de ce se aude sunetul ăsta în continuu. Ca și cum cineva și-ar lua-o pe spinare. Ok, bun, hai să așteptăm aici. Da, bă, e distanță destul de mare între ele. Ceea ce înseamnă că trebuie să ținem și noi distanța. Ok, bun, am trecut și de asta. Vine următorul gaz. Nice, nice, nice. Și așteptăm să treacă și gazul acesta. S-a dus gazul. Și acum hai să mergem printre gratile astea să vedem ce trebuie să facem mai departe. Ia stai să vedem. Ah, n-am cum să sar acolo. Ok, bun, deci e cam la limită. Ok, nice. După care facem asta, după care facem asta, zbang și am reușit să trecem. Ăla-i. Și acum trebuie să mă duc pe scara aceasta și oare unde o să ajung? Unde o să mă dea acum? Mamă, e un fel de labirint? Da, bro, e un labirint. Băi, deci nu m-am dus bine pe aici. Mamă, ce se luptă persoanele astea că se aude până aici, bro. Și acum cred că prin partea asta ar trebui să merg. E posibil. După care facem așa.
Și aici, oh nu, cred că m-am dus pe un drum cam întortocheat, deci nu e bine. Trebuie să mă întorc și trebuie să o iau pe aici, cred. Ok, sunt oare pe drumul cel bun? Oh nu, nu pot să cred, frate, a, pe aici. Da, bă, am ajuns unde trebuia să ajung. Și acum trebuie să mă duc tot în fața, aparent. Încă mai am sabia, ceea ce e bine, că dacă vine colega o să mă lupt cu ea. Acum trebuie să sărim pe mașini, probabil. Ăla-i, am reușit. Acum trebuie să trecem printre mașinile astea. Da, bă. Wop, wop. Oh, ce era să mă prindă. Ia uite, băi, i-a pus pe ceilalți colegi ca să țină coarda asta să nu pot să trec. Oh, nu. Deci acum chiar trebuie să trec, frate. Am sărit peste prima, am sărit peste a doua și wop, wop, am sărit și peste a treia. Ăla-i, am reușit, am luat și checkpoint-ul. După care presupun că nu trebuie să mă ating de astea, de containere. Da, frate, hai să vedem. Deci îți bagă viteză mare, însă trebuie efectiv să nu te atingi. Poate pot să sar peste ele. La chestia asta nu m-am gândit. A, nu pot să sar. What? Am murit în aer. Cum e posibil așa ceva? Și dacă mă duc așa pe aici, oh, e cea mai simplă cale. Ok, ok, chiar am reușit și avem săgețile mari și verzi care ne arată că trebuie să mergem exact în față. Și unde am ajuns dacă am mers în față? Am ajuns la final? Cred că da. Da, băi, am scăpat! Am reușit să scap, frate! Ce mi se pare tare a fost faptul că nu a trebuit să mă lupt cu ea, adică am sabia asta, însă nu a apărut să mă lupt cu ea. I-a fost frică, cred, să vină să dea parte în parte cu hudinașul. Am reușit să scap de colega cea rea și populară a hudinașilor. Cam acesta a fost episodul, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!